Considerat un maestru al thrillerului autentic, John Ashbow propune o nouă perspectivă asupra luptei pentru putere, tema centrală a tragediei lui Shakespeare. Romanul Macbeth, apărut la editura Humanitas în traducerea Ivonei Berceanu, este cel de-al 6-lea volum al proiectului Hogarth Shakespeare, preluat deja și în România în cadrul colecției Humanitas Fiction, sub coordonarea editorului Denisa Comănescu, cu sprijinul British Council. Inițiativa a fost lansată în 2015 de prestigioasa editură britanică, cu scopul rescrierii și adaptării în manieră proprie de către scriitori contemporani a celebrelor opere shakespeariene. Astfel, Macbethul lui Ashbow, publicat deja în 38 de țări, oferă o reinterpretare atemporală a tragediei shakespeariene, perfect adaptată contemporaneității, în care noirul se nuanțează subtil, sublimându-se în esența moravurilor pe care autorul le creionează cu mâna sa de maestru. I don't have any particular material wishes. I definitely don't want a yacht. I decided that I'd give away some of the money to something more meaningful than just spending or trying to spend the money. So we put up this foundation, which is which is granting money to projects with for education for children in third world countries for the last few years, focusing on girls in third world countries getting not just like 1 year of education, but putting them through maybe 10 years of education so they can go back and be role models from the villages where they came for other girls. So that is what we've been working on in the foundation for the last few years. Romanele sale s-au vândut în peste 40 de milioane de exemplare și au fost traduse în 50 de limbi, fiind recompensate cu numeroase premii internaționale. În limba română au apărut deja la editura 3 volumele Fiul, Liliacul, Sânge pe zăpadă, Soare în miez de noapte și Cărăbușii. John Ashbow debutează cu Liliacul, primul roman din seria Harry Hall, celebrul criminalist din Oslo care se află pe urmele răufăcătorilor. Câteva dintre volumele seriei au fost deja ecranizate, apărând astfel peliculele Omul de zăpadă și Vânător de capete, lansat în 2011. Pe lângă romanele polițiste, John Ashbow este autorul seriei pentru copii Dr. Proctor, o serie la fel de apreciată și îndrăgită de cei mici.